Poziția de somn nepotrivită ne poate crește tensiunea pe timpul nopții, iar ziua ne poate provoca adevărate migrene. Și perna aleasă greșit ne poate influența starea de sănătate. Vedem chiar acum unde greșim și cum putem corecta aceste obiceiuri nesănătoase. Colega mea Larisa Rațiu ne face un experiment în direct. Bună dimineața, Larisa, te ascultăm! Bună dimineața tuturor! Nu de puține ori ni se întâmplă ca de cele mai multe ori dimineața să ne trezim cu anumite dureri, iar cele mai multe dintre ele să fie influențate chiar de poziția pe care o avem în timpul somnului. Alături de mine chiar acum este Alexandru Ilie, fizioterapeut, care ne va spune cum putem scăpa de aceste dureri. Bună dimineața, Alexandru, și mulțumesc că ești alături de noi! Bună dimineața! În primul rând, te rog să ne spui care este poziția de somn care poate provoca cele mai multe probleme. Bună dimineața! Încă o dată, într-adevăr, poziția de somn poate fi o cauză importantă pentru care să ne trezim dimineața cu dureri, iar dacă ne raportăm la un exemplu concret, anumite studii evidențiază faptul că dormitul pe burtă, atunci când capul în mod obligatoriu este răsucit, poate genera restricții de mobilitate dimineața. Cu alte cuvinte, pacientul se poate trezi cu limitări de mobilitate și durere din cauza faptului că, evident, tendoanele, ligamentele sunt alungite o perioadă foarte lungă de timp. Mai mult decât atât, procesul de respirație este foarte îngreunat în această poziție, lucru care poate genera ulterior disfuncții cardiovasculare. Te rog să ne spui care ar fi poziția corectă de somn și cum ar trebui să ne ridicăm din pat. Dacă ar fi să ne raportăm la poziția corectă, trebuie să înțelegem aliniamentul coloanei vertebrale, pentru că, vedeți, în zona superioară avem o curbură, numită lordoză cervicală. Această scobitură mică trebuie păstrată pe tot parcursul nopții, indiferent de poziția pe care noi o adoptăm. Prin urmare, dormitul pe o parte este cea care generează cele mai multe beneficii coloanei vertebrale atunci când noi stăm cu picioarele ușor trase către piept. Și dacă avem posibilitatea să punem chiar și o pernă între genunchi, este excelent. Dacă nu, capul mai departe trebuie să fie susținut de o pernă, cât spațiul dintre ureche și umăr să poată să fie păstrat, adică capul să aibă o poziție neutră. Dacă dormim pe spate, am să te rog să te întorci ușor, e bine, avem nevoie de un suport cervical, de o pernă care să încurajeze păstrarea acestei scobituri. Deci este extrem de important că atunci când dormim pe spate să avem o pernă, un suport cervical care să ne încurajeze această scobitură. Asta și vreau să te întreb, cum putem să ne alegem corect perna pe care dormim? La ce trebuie să fim atenți? Criteriile de bază sunt să putem să avem curbura cervicală păstrată tot timpul, indiferent de poziția în care dormim. Și dacă ne uităm de data aceasta la acest mulaș, vedem foarte în clar această scobitură pe care noi trebuie să o încurajăm. Prin urmare, dacă dormim pe spate, avem nevoie de un suport cervical, deci de o pernă cu o înălțime mai redusă, iar când dormim pe o parte, înălțimea pernei trebuie să crească pentru a umple spațiul dintre ureche și umăr. Alexandru, îți mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Mulțumesc și eu. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la poziția pe care o avem în timpul somnului pentru a putea scăpa de durerile care pot apărea în timpul zilei. Acestea au fost informațiile despre acest subiect. La revedere!